Două cărucioare pentru copii au fost furate ieri de la parterul policlinicii numărul 1 din sectorul centru al capitalei. Mamele spun că le-au lăsat acolo deoarece accesul cu ele în instituția medicală este interzis. Administrația spitalului spune că nu are bani pentru instalarea camerelor de supraveghere, dar nici ca să plătească o persoană care să păzească lucrurile lăsate în hol. Un martor spune că a observat două femei ce ieșeau din policlinică cu două cărucioare asemănătoare. Dacă vor fi găsite, făptașele riscă până la 6 ani de închisoare.